Traian Băsescu, fără doar și poate, este una dintre cele mai importante figuri politice ale ultimilor 30 de ani în România. De la primar al Bucureștiului și până la cele două mandate de președinte, a reușit să se impună ca un politician abil. Ajuns astăzi la 72 de ani și trecut deja și prin probleme grave de sănătate, Băsescu va rămâne în conștiința multora ca unul dintre cei mai abili și importanți oameni politici ai României post-decembriste. Toată lumea știe care a fost cariera, plecând de la comandant de navă, prima sa funcție guvernamentală în guvernul condus de Petre Roman ca subsecretar de stat și ulterior ministru al transporturilor, iar ulterior primar general al capitalei. Cariera sa politică avea să ajungă pe cele mai înalte culmi, odată cu primul său mandat de președinte al României. Întregul său parcurs politic după 1980 nu a fost lipsit de controverse, scandaluri, acuzații de corupție, totul culminând cu acuzațiile de colaborator al securității și decăderea sa din drepturi. După al doilea mandat de președinte, avea să-și formeze un alt partid, PMP, al cărui președinte a fost până la alegerile europarlamentare. În 2024, Băsescu își va încheia ultimul său mandat de europarlamentar, fiind pregătit să iasă la pensie și să se retragă din politică.